și Gia Moldova. Am decis să organizăm astăzi un eveniment în care încercăm să dezvoltăm antreprenoriatul local, pentru că știm că asta este un rol foarte important în dezvoltarea localității. În primul rând, aș vrea să recunosc cuvântul domnului primar, care este gazda evenimentului, și să îi aducem și noi mulțumirile de regoare și cu disponibilitatea din a lui de a ne oferi spațiu și suportul său în tot ceea ce face. Domnul primar. Bună ziua tuturor! Bună ziua, domnul primar de Iova, doamna directora de resurse, doamna Olga Orban, toți cei prezenți la acest eveniment, doamna Olesia Furtună, da, sunt, da, e un faptul că ONG-ul, Asociația Obștească Cinșlenii, precum mine, sunt foarte activi și chiar o asociație care se implică atât la pe diferite, de fapt, în diferite domenii ale activității orașului Cinșlia, n-as, adică o să continui mereu să spun, îi mulțumesc acestor tineri care împreună cu administrația publică locală încercăm întotdeauna să găsim soluții și să ne implicăm în soluționarea problemelor care sunt în localitatea noastră, în orașul Cinșlia. Un subiect astăzi care va fi discutat, dacă sincer să spun, și mie interesant, am văzut pe agenda că sunt și proiecte care vor facilita antreprenorii ca să-și dezvolte sau să aplice la proiecte pentru a fi finanțate ideile pe care le au tineri antreprenori sau antreprenori deja cu mai multă experiență. Noi, cei de la administrația publică locală, am avut întotdeauna suportul majorității agenților economici din localitatea noastră, în care au arătat o solidaritate cu noi atunci când am aplicat la programul DAR 1 plus 3 și au contribuit necondiționat cu surse financiare pentru procurarea autospeciale. Permanent am dialog cu agenții economici care, adică cel puțin am încercat să-i ascult pe agenții economici și împreună cu unii din ei chiar am soluționat problemele cu implicarea mică a administrației publice locale. Vreau să spun că agenții economici, atât în localitate cât și în țară, sunt un pilon de bază în dezvoltarea unei localități, datorită faptului că ei sunt acei care creează locuri de muncă, care contribuie esențial la crearea bugetului și la formarea bugetului unei localități. Și iată, chiar mă bucur că avem un expert internațional alături de noi, doamna Olesia Șorban Furtună, care ne va mai lumina pe noi să vedem cum putem avea un dialog cât mai eficient între administrația publică locală și agenții economice. Cu acestea fiind spuse, vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Mike, și mă bucur că noi ne întoarcem să colaborăm iarăși ca să avem aceste parteneriate de dezvoltare. Și eu o să vă povestesc mai în detaliu despre proiect, despre de ce proiectul o să aibă succes și cum o să aibă succes pe parcurs, însă vreau să oferim cuvântul deja Anastasia se prezintă următorul auditor. Dacă permiteți, suntem bucuroși că avem aici și doamna Olga Orban, șeful directorul Agenției Dezvoltare Regională Sud, care la fel o salutăm, mulțumim pentru disponibilitatea de a fi alături de noi.
și eu trebuie să vă salut. Bună ziua, vreau să salut toată lumea. Mă bucur că suntem mulți astăzi. Bine ați venit, domnul primar Diliova. Pare rău că sunt mai puțin primari astăzi din regiunea Sud, dar mă bucur că dumneavoastră totuși sunteți cu noi astăzi, cu domnul primar de Cincei, domnul Dronache. Vreau să salut inițiativa dumneavoastră. Totuși, dezvoltarea de antreprenoriatului este, spunem așa, un punct foarte puternic pentru noi, fiindcă dezvoltând antreprenoriatul, da, noi stimulăm veniturile în bugetele locale, în bugetul primăriei orașului Cincei, în bugetele satelor, da, depinde de antreprenori care să-i creăm, da, pe viitor. Mă bucur foarte mult că în Cincei avem incubator de afaceri, ceea ce este și în orașul Iova. Noi am fost în vizită săptămâna aceasta la cea de lungă. Știți, și vreau să vă spun că încă o idee, dar o practică bună, incubatorul de afaceri, m-a uitat că colaborează foarte mult cu municipiul cea de lungă. S-a creat o echipă de scriere a proiectelor, nu numai pentru municipalitate, da, îți primește cadare și pentru susținerea start-up-urilor noi, agențiilor economice care sunt în dificultate. Ca o idee pe viitor, dacă domnul primar s-a susținut la dumneavoastră, că nu am fost în vizită să văd cum stau lucrurile cu antreprenoriatul, cu agenții economici, dar la cea de lungă este, spunem așa, o inițiativă foarte bună. Ei au creat un fond pentru idei inovative a tinerilor, da? Și le dau granturi pentru crearea start-up-urilor, da? Noi, care sunt binevenite și pentru municipalitate. Mă bucur că în cea de lungă s-a dezvoltat așa o rețea, au foarte multe proiecte de succes, ceea ce ține de business și ceea ce ține de dezvoltarea localității, în municipalității. Vă spun mulțumesc mult și cred că împreună să facem lucruri frumoase. Noi vreau să vă spun că Agenția de Dezvoltare Regională Sud vrem să ajutăm toate autoritățile publice locale. Nu știu dacă doamna Anastasia v-a spus că avem doi primari astăzi. Vrem să facem un forum autorităților publice locale, să vedem cum putem dezvolta regiunea Sud și congresul ONG-urilor, tot din regiunea Sud. Discutați să mergi cu domnul Bărgan, să vedem tot idei pentru a dezvolta regiunea Sud. Mulțumesc mult! Da, mulțumesc foarte mult! Da. Domnul Jureanu, vă mulțumesc în suflet că ne-ați dat special pentru noi și de asemenea aș vrea să salut partea de noastră. Bună ziua și în primul rând vreau să mulțumesc organizatorilor pentru invitație, așa cum am menționat și colegul meu, domnul primar. Noi, cei din administrația publică locală, suntem în permanentă comunicare cu mediul antreprenorial și vrem să-i susținem, chiar dacă deseori avem puține mecanisme pentru acest lucru. Dar suntem foarte conștienți de faptul că business-ul mic și mijlociu, mediul de afaceri, de fapt, sunt motoarele economice ale unei țări, ale unei regiuni. Și noi, fiind parte a regiunii de dezvoltare Sud, ne bucurăm atunci când colegii noștri implementează astfel de proiecte. Suntem curioși să ne alături, să luăm bunele practici la colegii din Cincea și să susținem agenții economici care deseori, în comunicare cu noi, nu vin cu solicitări de accesare doar resurselor financiare. Deosebit în această perioadă pandemică, dumneavoastră se confruntă cu alte provocări și cred că și prin astfel de proiecte îi vom ajuta să se depășească mai ușor aceste timpuri dificile, inclusiv pentru mediul de afaceri. Eu mulțumesc pentru invitația dumneavoastră și mult succes! Noi am expediat o invitație și în vederea Consiliului Regional Cincei. Avem o delegată, doamna Dominica Caruță, care este reprezentantul Consiliului Regional Cincei, care la fel acceptă să ne fie în parteneriat în acest proiect. Doamna Caruță, un cuvânt de salut din partea Consiliului. Eu vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur să mă aflu astăzi în partea dumneavoastră. Vreau să spun că m-a menționat doamna Olga, noi am fost în regiunea Sud-Preveuzie, unde, într-adevăr, am rămas impresionată de locurile frumoase care noi le avem și pe viitor am vrea ca să avem aceleași lucruri și la Cincea. Pentru că mulți nu iau, noi am auzit de Cincea, noi știm de Cincea, dar mai mult de atât nu știm nimic. Să le arătăm și noi locurile frumoase, dar aici nu știu. Mulțumesc frumos!
Da, cu adevărat, mulțumim foarte mult. În activitatea noastră ca asociație am avut noroc foarte mieri foarte buni și domnul Melisteanu, în calitate de coordonator, a venit exact la timp. Vrem să-i mulțumim pentru suportul acordat în dezvoltarea antreprenoriatului, care la fel, prin intermediul programului Middle, și-a pus un suport semnificativ pentru noi. Domnule Steanu, vă salutăm, vă mulțumim pentru disponibilitate și dacă aveți un cuvânt salut pentru noi. Bună dimineața tuturor! Noi, în ultimii 2 ani, am lucrat intensiv cu Cimșlia. Proiectul Middle, cât cunoașteți, este realizat pe două componente de bază, dezvoltarea economică locală și implicarea diasporei în dezvoltare socială a localității. Începând cu anul trecut, noi încercăm să cumva să combinăm aceste două componente, implicarea diasporei în dezvoltarea economică locală. Cred că ați auzit, deja este pe finalizare proiectul nostru finanțat de Guvernul Elveției. Noi am conectat parcul industrial la rețeaua de canalizare. Acum mai urmează niște lucrări să fie finalizate și cred că până în octombrie trebuie să finalizăm deja și proiectul acesta. Cam asta. Totodată, în perioada asta au fost depuse mai multe proiecte la diferite concursuri, la Femiderie, cu dezvoltarea unei platforme multifuncționale. Și așteptăm răspunsul, sperăm că să fie selectat spre finanțare și cumva deja să înaintăm în promovarea și dezvoltarea orașului Timișlia pe domeniul economic. Mulțumesc! Noi am invitat alături de noi și domnul Șalaru, directorul Școlii Profesionale de Orașul Timișlia, pentru că școala profesională reprezintă totuși un mic apărinit care poate fi verificat. Domnul Șalaru, vă mulțumim pentru prezență și dacă puteți spune. Da, bună ziua tuturor! Deci până când directorul interimar, ca să fie. Deci mă bucur faptul că, în primul rând, vă mulțumesc pentru invitație, doamna Anastasia, și mă bucur mult că în fața mea văd mulți tineri. Mă bucur și faptul că, dacă ne întoarcem cu o filă de 20 de ani în urmă, erau câțiva tineri care încercau ceva să facă și aveau probleme de proiectare, de lansarea unui proiect sau însă să-ți fac, să creeze o întreprindere, o afacere, era foarte complicat. Eu eram unul dintre cei care am început în Cimișlia să fac centru tineretului prin școală, pe lângă Comitetul Regional al Consumului pe atunci, așa, avem foarte multe împiedici, deci de genul de finanțare, de acordarea unor spații pentru prezentarea unor măsuri pentru tineret. Acum ar binevenit toate proiectele, eu văd că mă bucur când Cimișlia, într-adevăr, se dezvoltă, apar antreprenori și nu de cei vechi, dar apar noi. Și încă încărtor faptul că acești antreprenori sunt tineri, care pe perioadă, deci apărează cunoștințe bune și noi, cu speranța școală profesională, cred că dacă vom fi posibilitate să lucrăm în diferite proiecte, să-i îndemnăm într-un fel, într-un cuvânt, deci copiii care învață, sau elevii care învață la școală profesională, care după ce absolvi școala să-și, având pilda unor antreprenori care sunt în Cimișlia, să-și, de ce nu să-și desfacă o afacere? Și sunt de ce ăștia băieți care au fost elevii noștri, care la bun început spuneau că, dar nu, domnul Șalaru, nu o să meargă treaba asta, nu trebuie să faci, dăm de pildă și Alexandrian Vasile care spune că, dar nu, domnul Șalaru, ce vă gândiți? Dar cei care îl cunosc acum și-au făcut o afacere foarte mare și sper și ziua de astăzi să fie productivă și eu vă doresc tuturor succes. Mulțumim! Putem să vedem de astăzi noi am invitat din diferite domenii, agricultură, agroturism și meșteșugărit și mă bucur că doamna Andrei Mateanu ne-a făcut plăcerea să-l avem alături, pentru că toți cunosc tensiunea de la Zlot, dar nu știu câtă muncă se depune acolo. Doamna Andrei, mulțumim! Știm că sunteți într-un timp mai restrâns, doar vă mulțumim că sunteți alături. Și dacă aveți chiar așteptări de la atelierul de astăzi, la eveniment. Așteptările sunt mari. Bună ziua, în primul rând, tuturor.
Așteptările sunt mari, lansez și eu, sunt și în analiză, respectiv cu mai multe proiecte care toate țin, practic, de dezvoltarea turismului rural, trasee turistice, practic, este domeniul de bază în care, care mergem acum. La momentul de față, pentru noi, orice informație, orice e utilă, e binevenit, noi suntem deschiși, căutăm, momentan nu pot spun că am găsit surse de finanțare sau asta. În fine, avem proiectele. Sezonul, practic, acum s-a spus că la noi s-a terminat. Practic, e preconizat să șutul septembrie, deja să ne apucăm de reconstrucții, de dezvoltări, de proiectări și tot așa mai departe. Avem, practic, 3, 4, 7, 8 luni de timpul rece, când avem posibilitatea să ne construim, să ne dezvoltăm, să realizăm ideile care le-am pus în plan. Da, mulțumim. Alături, așa, s-a primit ca o aventurie Dănușoara Jalăvă, este Madalina. Recent, SLM-ul a deschis o pensiune, cred că toată lumea o cunoaște, este pensiunea la Madalina. Madalina astăzi reprezintă familia Jalăvă, care la fel este din acest domeniu. Și iată, oarecum, să știți că deja avem un itinerar, Selemet și apoi Zlot. Madalina, mulțumim și eu știu că ca unul dintre voluntarii tinerilor din Selemet, dacă ai ceva așteptări atelierul de astăzi. Da, bună ziua tuturor! Mă bucur să fiu prezent aici și mulțumesc pentru invitație. Cum s-a spus, eu astăzi sunt aici să reprezint afacerea familiei mele, de fapt. Destinată tot mie viitor, este vorba despre o pensiune androturistică la Madalina, un cupas turistic frumos amenajat la noi în localitate cu gândul la vatra tradițională. Așteptările de azi, eu sunt genul de om care nu-și face așteptări, doar savurează tot ceea ce se întâmplă, dar sper totuși să avem un seminar cât mai productiv și frumos. Mulțumesc! Mulțumim! De câțiva ani alături de noi este Veica, care are niște mâini de aur, ne-a ajutat pe noi confecționând diverse suvenire din partea asociației. Mulțumim, Veica, că ești alături de noi. Eu, de fapt, am spus că eu cred că o credere de la cinchilie handmade by Veica, Rița, jucării de la Rița, de fapt, o găsiți pe Facebook, pot ajunge nu la rusul ăla, dar și nu trebuie mama mă. Mulțumim, Veica! Mulțumim! Dacă ai ceva așteptări? Eu am vrut să spun că cumva am venit în legătură cu meșteșucăritor, meșteșucăritor, dar cumva am legătură cu mai multe întreprinderi și formate noi și mai vechi și deja ceea ce cu ce mă ocup eu. Și am venit să cumva să preiau ceva, poate idei și am vrut să accentuez faptul că toți vor să susțină pe începători. Dar ce fac cei care sunt mai demult pe piață și trebuie să concureze cumva? Da, trebuie să le zicem cu obiectivitate. Și partea asta tot mă interesează. Da, mulțumim. Întrebarea destul de bună pentru noi astăzi. Irina Josu, mulțumim că ești alături de noi, din partea Centrului de Tineret, da. Pentru că, cum am spus, tineretul medio-academic reprezintă un punct foarte important în dezvoltare. Irina, salutări din partea Centrului de Tineret și așteptări. Salut la toți și mă bucur foarte mult să fiu lângă voi. Sunt un tânăr specialist care nu mai am intrat în toată amploarea asta, dar vreau să mă inspir de la voi, de la cei care au ceva în spate și să promovăm împreună cu tineretul din Cimișlia ceva frumos și de durată. Mulțumesc mult! Da, mulțumim! Cred că mulți o cunosc pe Cristina ca colegul nostru prin asociație, dar mai puțin știu că la Cristina gospodăriți cresc cei mai gustoși struguri. Astăzi noi am invitat-o pentru că poate oferim un suport în dezvoltarea antreprenoriatului în domeniul acesta. Da, domnul Simonu se facă publicitate. Nu mi-am gustat ca să știu. Mulțumesc. Cristina, așteptările tale de la atelierul de astăzi? Așteptările mele de la atelierul de astăzi sunt doar bune, pozitive.
Așteptăm noi inițiative pe care să le preluăm, să le putem pune în aplicare. Mulțumim organizatorilor și succes tuturor! Mulțumesc! Mulțumim! Unul din alții colegi, adică noi suntem trei colegi, cel mai important pilon pentru noi este Vasile. Pentru că Vasile la noi este cel care ne oferă nu doar suport, dar și în multe momente ne spune că care este corectitudinea acțiunilor noastre. Anastasia, eu sunt la primărie. Da. Mă scuzați. Pentru că m-a chemat să fac o prezentare. Așa că nu trebuie să lucrez în asociație, pentru că sunt delimitat cumva lucrurile. Eu sunt bucuros că sunt aici, am să prezint ce facem noi la primărie în domeniul dezvoltării economice. Vreau să spun că echipa noastră vrea foarte mult să facă, dar nu reușește cu toate. Așa că ONG-urile din domeniul economic poate să dea o mână foarte mare de ajutor și chiar mi-e interesant, nu știu, după ce o să prezint eu, să văd unde s-a încadrat suportul dumneavoastră, pentru că vă spun că este foarte mult de lucru și cu multe oportunități nu putem să le folosim, pentru că nu reușim practic să le atingem. Așa că așteptările la mine toți sunt mari. Mulțumim, Vasile! La fel avem un viitor antreprenor, cred că, alături de noi este Elena, de Vasimilac. La momentul actual, Elena abia descoperă domeniul dezvoltării regionale, așa că, Elena, ce așteptări ai de la filierul de astăzi? Am așteptări să văd... Nu, eu acum nu uitez informații. Foarte corect. Da. Mulțumim. Noi neapărat am dorit să avem alături de noi și reprezentanții societății civile, doamna Ana Donia, vă mulțumim că ne-ați acceptat invitația și la fel. Așteptări din astăzi de astăzi. Și ce asociație reprezentați, ca să știm? Da. Astăzi aici reprezintă asociația AUPO-5D. Vreau să vă zic că importanța sectorului asociativ și antreprenorilor este foarte mare, atunci când este nevoie, poate și niște campanii de intimidare sau de informare sau de diseminare oricărei informații care mai greu ajunge la oameni, deci ONG-urile sunt mai credibile atunci când se fac mai parte de ceea ce încerc. Așteptările mele nu sunt legate doar de ziua de astăzi, așteptările mele sunt legate de o cooperare între apele ONG și antreprenori și de ce nu o idee ar fi să încercăm totuși să implementăm și ideea antreprenoriatului social, pentru că atunci aceasta favorizează și administrația publică locală și comunitatea și anumite categorii de favorizare. Mulțumesc! Sper să avem dificultate. Mulțumim și acum Arina este unul din voluntarii care mereu a participat și în cadrul asociației Cinceni pentru Tine și la Selemen, din cât cunosc. Arina și parte component și din CEM și din proiectul ăsta. Exact. Arina? Da. Să acumulează informații și frații să aflu mai mult de la voi și pentru a vedea ulterior ca să implementați și eu ceva aici în Republica Moldova. Arina, de asemenea, știe foarte bine ce înseamnă să dezvolți un startup, pentru că ea de vreme s-a implicat în proiectele noastre ca startup, formator de startup, pentru că așa o să vorbim despre asta un pic mai detaliat pe parcurs. Și eu am să o prezint pe colega mea care stă în spate, ca de obicei, și niciodată nu apare fotografie, dar fără de comunicatorii noștri, niciodată nu putem face față și să comunicăm tuturor despre ceea ce facem. Marina, ea este alergică la ambrozie, așa că vă rog să nu credeți că e bolnav, eu sunt vaccinată. Și sunt vaccinată de acolo și mă străduiesc să mă țin distanța, dar sper să mă țineți minte la față ca să fiu mai convingătoare așa. Da, mulțumim. Și acum, Alesia, deja cred că nu este nevoie de a te prezenta. Mai departe, eu am spărgat în picioare, presupun și noi să vorbesc în picioare și sunt înalt, adică cum se face, dar domnul Bărgan, prezentați-vă și dumneavoastră, că colaborăm de mult timp, de la început, iarăși. Am nicio problemă, eu mă prezint Andrei Bărgan, Media TV Cimișlia. Sunt în calitate de, eu știu, reprezentant al mass-mediei. Despre business în mediu, spunem mass-media acum, dar vom promova business local și proiectele locale care sunt sinteza proiectelor, ceea ce duce la dezvoltarea
antreprenoriatului și a localității. Eu aș vrea să vă spun că este și domnul Săcaru. Da, păi da, eu asta. Fiindcă dumnealui mai mult este legat de business-ul agricol. Eu aș vrea să prezint pe domnul Săcaru ca generator ideii festival. Probabil toți au auzit festivalul Miorița Lari de la Cinușlia. El este cel care a venit cu propunerea și ulterior deja avem deja 3 ediții, dacă nu greșesc, ca festivalul. Și, de asemenea, mai are un sector care este mai puțin cunoscut pentru noi, dar, domnul Săcaru, vă rog. Mulțumesc frumos, mulțumesc. Eu reprezint un sector care e foarte important în Republica Moldova. Suntem înregistrați chiar la Dumnezeu, Miorița Lari Bucălaie, care reprezintă ramura ovinii și caprinii. Eu de la seminarul de astăzi, să zic așa ce înscrit, aștept, poate îmi găsesc o idee care noi ne confruntăm, dar nu numai în sectorul nostru, tot în general, în Republica Moldova, noi nu avem forță de muncă. Dacă să vorbim pe viitor, peste 2-3 ani, e dezastru. Eu circul în toată țara și noi nu avem muncitori. Eu ai venit cu o idee, cumva să găsim o modalitate, gen, cum era Uniunea Sovietică, era brigada școlarească, în școală era o educație de muncă. Terminându-se școala, tânărul deja avea aproximativ o idee cam ce drum ar merge. Eu pot să fac așa un simplu exemplu, suntem Cimișlia, anume Cimișlia. Noi avem un gospodar foarte bun, întreprinderea Baban, are câteva sute de hectare de vițelie, zilnic are peste 120 de muncitori, dar un muncitor nu e din Cimișlia. Aduce muncitori în rază de 30-40 de kilometri, dar la noi în Cimișlia nu există. Ca un exemplu, dacă o merge astăzi în clasa 12 și o mă întreba câți din elevi, din 20 sau 30 de elevi în clasă care sunt, câți vor să rămână în oraș sau în Republica Moldova, dacă nu găsă 4-5 elevi, restul vor să plece. Dar eu consider că asta e o dezinformare, dacă vor fi mai mult informat sau un gen de școală duală. Eu, practic, pentru asta am venit astăzi, pentru că sunt în modalitate, să discutăm despre că momentan se investește, se vorbește între întreprinderi, start-up-uri, dar noi nu avem cine nici. N-avem, știu, cazuri reale, băieți, fermi întregi, le-au dus la bator, că n-au avut cu cine lucra. Eu asta tot înțeleg și asta este o problemă și este o problemă și demografică. De asta noi de fiecare dată sunt străduiți să aducem școli profesionale, pentru că ei sunt cei care fac legătura și pregătesc pentru lucru în oraș, lucru în Cimșlia. Noi am lucrat cu programul UAE. Trebuie să vă povestesc un pic ce am făcut noi mai devreme. Am lucrat cu 9 regiuni în Republicii Moldova, dar obligatoriu era școala și sistemul educațional implicat. Pentru că acolo trebuie să fie centrele de educație antreprenorială și centrele de pregătire profesională. Noi nu avem universități în Cimșlia, noi nu avem colegi, dar este licee, sunt și școala profesională. Centrele, cumva să concentrăm aceste aspecte, dar noi să discutăm despre toate, pentru că ne permite tehnologia sau instrumentele care o să le utilizăm astăzi, sunt instrumente utilizate internațional, sunt instrumente care le-am aplicat în Republica Moldova și știm că ele sunt eficiente și o să le povestim pe parcurs. Deci, cine suntem noi? Global Entrepreneurship Network Moldova este rețea globală de dezvoltarea antreprenoriatului la nivel de țară și conectarea cu resurse globale. Când mă refer la resurse, mă refer la resurse atât între orașe, pentru că avem programul pentru orașe, adică dezvoltare locală, și avem și programul pentru națiuni. Noi am lucrat, în mare parte, am lucrat la început, pentru că nu aveam expertiză în interiorul țării, noi am lucrat mai mult cu cei internaționali ca să cunoaștem, ca să învățăm aceste metodologii și după aceea am început să le prelotăm în Republica Moldova. S-a început în 2013, dacă vă uitați atent, acest proiect și proiectul de inițiere a campaniei globale a antreprenoriatului, când mă refer la globale, este o campanie care este realizată în 180 țări. Și noi, acești care realizăm în aceste 180 țări, ne urmărim ce se face în alte țări, comparăm, prelugăm, vedem ce s-ar putea adapta pentru contextul Republicii Moldova, pentru că fiecare țară are problemele și are pârghiile sale. S-a
făcut accent un pic de domnul Bujoreanu. Nu sunt mecanisme la nivel local pentru administrația publică locală, pentru că așa este structura taxelor, așa este la noi dezvoltarea locală. Eu tot sunt un susținător a descentralizării și aș spera ca pe viitor administrația locală să aibă mai multe instrumente ca să poată să localizăm dezvoltarea antreprenoriatului, să dezvoltăm pilonii ăștia la nivel local. De ce un orășel care a plecat în Statele Unite în 1995 a crescut la 1370, 37% timp de 25 de ani, dar în orășelul tot să diminuează, să diminuează și au știri și demografie e bogată. Chiar dacă e mic orășel, un sat pentru noi, dar ei se dezvoltă. Pentru că sunt instrumentele astea la nivel local și administrația poate să le aplice. Dar în afară de asta se organizează foarte multe activități. Eu am absolvit 25 de ani în urmă liceu în Statele Unite. Dar văd și acum toate activitățile. Sunt comunicare, digitalizare, sunt anumite tehnologii care le permit să dezvolte un sat mai departe. Așa, iată universul nostru, universul activităților gen. Eu n-am să mă opresc la toate, pentru că ele nu toate sunt relevante la această etapă pentru Republica Moldova. Inspirație. Noi în fiecare an, în noiembrie, organizăm o campanie de dezvoltare antreprenorială. Ce înseamnă această campanie? Pentru că noi foarte multe chestii, chiar în cele mai dificile momente, și noi să-mi dați dreptate, domnul Prisecaru, că sunteți cu festivalul, eu sunt sigur că eu chiar și în activitate genul, zic, dar nu mai trebuie, mă duc, mă angajez undeva în Europa, nu mai trebuie nimic, am obosit. Pentru că sunt foarte multe întrebări. Dar adesea noi lucrăm din inspirație, că noi facem ceva, că lumea noastră, în jurul nostru se schimbă. Iată, această campanie, în luna noiembrie, are menirea de a schimba, de a inspira oamenii, de a le ține entuziasmul, și ca ei apoi să identifice ce fac alți oameni în momentul când ating aceste puncte de durere sau când ating aceste momente dificile în dezvoltarea afacerilor, în dezvoltarea comunității în jurul activităților. Și ei, întâlnindu-se cu alți oameni care tot aceasta fac, ei se inspiră și pot continua ca să-și poată dezvolta și mai departe, ca să poată chiar continua, că nu e ușor. Iată, acest program, care este un program la nivel internațional, noi l-am aplicat în industria, în industriile creative, ca instrument, se numește Startup Hub. Noi ne întâlnim cu antreprenori și ei vorbesc despre eșecurile lor și problemele în dezvoltarea afacerii. Pentru că noi vrem să normalizăm facerea de greșeli. Pentru că noi vrem să normalizăm conflictul. Conflictul este un instrument foarte bun în eficiență colectivă. Fără conflict, noi nu înțelegem care sunt punctele de durere a cetățenilor. Dar gestiunea acestui conflict depinde de negociatorul care coordonează sau de cei 3-4 lideri a comunității. Și respectiv, noi învățăm de la cei care deja sunt mai buni și pot realiza aceste succese și pot coordona în jurul lor comunități de antreprenori, comunități de consumatori, care consumatorul are întotdeauna probleme și întotdeauna are cerințe de la business. Dacă vă uitați, este bibliotecă, este experiență startup-urilor, iarăși sunt un șir de program, Global Business Angels Network. Noi nu o să vorbim despre deci, pentru că noi nu putem accede acest program din cauza că noi nu avem o rețea de investitori în Republica Moldova. Dar sperăm cu timpul și cu diminuarea riscului de țară, cu implementarea unui sistem de justiție, să putem asta să facem în următorii 2-3 ani. Sperăm. Pentru că speranța ne duce înainte. Programele de competitivitate. Organizăm concursuri. Și o să vă povestesc că am organizat și în Republica Moldova, am organizat bătălie investițiilor în 2014, în 2015. Am organizat concursuri pentru industriile creative. Asta este turismul. Asta este meșteșugările, asta este tot ce faceți creativ. De semn, asta este locul ăsta. Locul ăsta produce ce? Experiență creativă. Domnul Bargan este ce? Un antreprenor în mass media. Este un domeniu industriei creative. Și atât Marina este de anul acesta coordonator acestui program internațional, pentru că eu trebuie să mai dau câteva de la mine. Așa trebuie să pregătim următoarele persoane pentru ca să
creștem competenți și noi vrem să distribuim aceste programe la mai multe persoane. Desigur, noi lucrăm și în domeniul politicilor, lucrăm și în domeniul cercetării. Programul politicilor nu se ține de politici de țară. Aici sunt și politici la nivel de oraș, la nivel de localitate. Și anul ăsta a fost beneficiar, am trecut în 2020, din cauza că tot a trecut pe online, am fost beneficiar de așa numitul summit antreprenorial, care este organizat de cea mai mare fundație pe antreprenoriat, se numește Fundația Kaufmann. O bursă este foarte costisitoare și eu sigur că nu pot să mi-o primit, dar asta mi-a dat context al cadru, cum se dezvoltă, cum ei fac această colectivă, eficiență colectivă în oraș, în Statele Unite, ca orașe, oreșele de 1000 de oameni să crească în populație, să nu moară. Startup Nations, iară, noi nu am organizat activitățile internaționale, dar partea asta de politici, noi când organizăm activitățile internaționale, noi discutăm, noi vedem ce se fac, cum organizează orașe smart, cum organizează orașe creativi. Cred că ați auzit de aceste concepte. Cum le organizează diferit în țări diferite și la dimensiuni diferite. Pentru că, desigur, nu ne comparăm cu Chicago sau cu orașele mari. Noi ne orientăm, de exemplu, spre un satul din Italia, cum arată. Pentru că și mai aproape contextual și de cultura noastră. Și atunci noi ne conectăm, așa cum stau și discutăm cu domnul Andronachis sau cu Vasile, când discutăm despre anumite proiecte pe care noi deja le-am realizat sau pe care vrem să le realizăm. Iată, conexiunea asta este cea care formează încrederea între noi, când noi putem să facem o activitate care o să fie necesară și lumea o să vrea să participe. De asta eu tot am așteptări foarte mari de la voi astăzi. Eu am așteptări și cred că în Cimișlia noi ne putem conecta ca să dezvoltăm această comunitate și nu ca să implicăm antreprenori, ca să motivăm tinerii ca să devină antreprenori. Dar fără de voi, asta este imposibil. Am plecat de la 16 ani, o am pe mama aici. Și multe chestii chiar nu le știți. Dinamici, conflicte, nu le știu ce se întâmplă. Și conflictele, cum am spus, eu cred că este un bun. Este un bun dacă este gestionat corect. Vreau să spun că în marketing se spune că dacă cumpărătorul sau consumatorul se ceartă cu tine, este un consumator foarte bun. De ce? Cum crezi? El îți spune pretenții, el vrea să stea cu tine, el vrea să facă cu tine lucruri, el este legat de afacerea ta, el este legat de produs, doar nu sunt consumator, pur și simplu care să-ți facă sângele și ești, avem, dar pe ești neglijent. Da, nu, ce să faci, așa e. Dar noi toți facem anumite servicii, fie și vindem serviciile noastre. Eu pe tineri care îi pregătesc pe un program, eu totdeauna le spun, voi sunteți în economia contractelor independente. Astăzi veți fi angajat într-un loc, mâine în altul, apoi mâine în alt loc. Și eu cred că cei din administrație văd că tinerii sunt foarte fluizi. Generația asta, în general, după 1990, nu sunt statornici, nu sunt stabili. Și asta e ok. Noi trebuie să încadrăm fenomenul ăsta, cumva să-l gestionăm. Pentru că noi nu putem schimba gândirea. Noi nu putem schimba felul oamenilor de a fi. Aici avem programe, forumuri internaționale. Avem un curând, sperăm, că putem pleca în Arabia Saudită ca să avem această discuție despre cum se dezvoltă acest program în FRICS-C, dacă nu se ne oprească COVID-ul. Așa, mergem mai departe. 8 ani de activitate. Asta sunt aproximativ 1000 de evenimente în Republica Moldova. Circa 50.000 de participanți. Vreau să spun că ultimii 2 ani au fost cel mai puțin evenimente, din motiv că, vă dați seama, notare ne place să ne întâlnim față în față, face to face. Am avut circa 50.000 de participanți numai în campanie. Care pe parcursul anii. Asta nu înseamnă discătorul nici. Asta nu sunt tot aceleași persoane. Circa 15-20 speakeri din afara țării, doar în campania asta Global Entrepreneurship Week, despre care deja m-am povestit. Dacă vreți să aveți vreo întrebare, vă rog să mă opriți.
pentru că eu pot să vorbesc. Iată, mai aveam campania pentru tineri. Datorită faptului că aveam colaborăm foarte aproape cu direcția de tineret, educație și sport din municipiul Chișinău, programul ăsta s-a extins la 80.000 de participanți. 80.000 este o cifră foarte mare și pentru noi este surprinzător că cei mai mulți 20.000 noi am avut anul trecut, a fost informat online și noi ne-am trezit că avem atenție. Dar asta noi înseamnă că noi nu facem toate activitățile singuri. Noi suntem 14 cofondatori în organizație, 14. Și avem cofondatori de pe 4 continente. Adică în organizația Gen Moldova, nu cea globală. Cea globală nu vorbim. Unul din cofondatori, îl știți, cel care organizează Girls Go IT. Ați auzit de programul ăsta? Pentru fete, pentru altcineva, Diamond Challenge. Că sunt tot felul de programe care noi implicăm. Deci asta este un program în care Arina a participat. Este programul de activizare a tinerilor în antreprenoriat și în dezvoltarea startup-urilor. Ce înseamnă startup? Asta nu este doar o nouă afacere. Asta apoi voi puteți să aveți o afacere de 10-15 ani și tot să aveți startup-uri în afaceri. Ce înseamnă acel startup? Este o idee care este sub experiment, dar ea presupune inovații. Inovații în produs, inovații în modelul de afacere, adică cum este construită afacerea, în tehnologie pe care o utilizează. Și chiar dacă ai o activitate, cum ați spus, doamna, aveți o activitate de 15 ani sau nu știu de câți ani, eu nu știu de câți ani aveți, voi puteți să aveți startup-uri și să experimentați când să fie odată în 3 ani. Adică să schimbați ceva între ei, să lansați un produs, să tehnologizați anumite procese și el devine startup. Nu-i data de înregistrare. Și e data de când, de exemplu, ați înregistrat produsul ăsta, dacă ați înregistrat valoare intelectuală la AGB sau așa mai departe. Iată programul pentru femei. Vorbim de incluziune. Incluziunea antreprenorială. Incluziunea femeilor este un aspect foarte important. Moldova stă mai bine ca mulți state avansate. Noi avem aproximativ 27% de femei în antreprenoriat, dar ele preferă anumite sectoare. Ceea ce este ok, însă noi vrem ca femeile să ajungă în teritoriul tehnologizării, digitalizării și eu cred că COVID-ul a atras atenția de ce tehnologizarea și digitalizarea este forța antreprenoriatului de astăzi. Pentru că instrumentele, noi o să vorbim ce program noi pregătim pentru antreprenori, el o să fie mult pe online, pentru că lucrăm cu diaspora americană, și respectiv nu putem să-i aducem și așa, îmi pare rău. Asta o să fie niște cheltuieli care nu o să rezume la cheltuielile astea. Dar sperăm că o să puteți face uz de aceste instrumente și o să vorbim mai mult despre ele pe parcurs. Ce mai este incluziune? Incluziunea mai ține de faptul că noi, studiind structura demografică, în proiectul a localităților care noi am lucrat, dar noi am lucrat în 9 localități, noi am înțeles că noi nu putem să folosim doar tinerii ca forță de dezvoltare a antreprenoriatului în Republica Moldova. La nivelul local, demografia e alta. De asta vorbim despre incluziune a persoanelor cu nevoi speciale, de asta noi vorbim de incluziune a seniorilor. Ce înseamnă senior? 55+. Noi nu putem să ne îngrijăm și ei nu au avut posibilitatea, mulți din ei, să devină antreprenori. De ce nu au avut posibilitatea? Că au trăit în alt sistem. Și vă vorbeam despre concursul afacerilor creative. Iată, circa 130 de afaceri creative au participat în Cupa Business-ului Creativ. Ce facem noi în program? Noi îi ajutăm dar trebuie să vorbească pentru acest program, pentru că el este internațional, trebuie să vorbească limba engleză. Și trebuie să vorbească bine, ca să poată să reprezinte la nivel internațional. Pentru că fiecare afacere creativă care pleacă din programul ăsta la nivel internațional, trebuie să fie ambasadorul creativității din Republica Moldova. Respectiv, trebuie să aibă competențele astea inclus. Mai departe. Am lucrat în 27 de raioane. De exemplu, proiectul You Are Act
Am fost în Soroca, am lucrat pe incubatorul de afaceri, am lucrat în Felești, în Ghei, dacă eu mă spun. Și Mișlie, desigur. Așa. Ștefan Vod. Unde Ștefan Vod? Scuze-mă, îți vedeam un și după Sarii Vechi. Da, după Sarii Vechi, aproximativ pe aici. Prin alte proiecte am lucrat, da, mai sunt Chișinău, sigur. Prin alte proiecte am lucrat și în Leov, am lucrat cu incubatorul de afaceri. La început, campania Global Entrepreneurship Week a fost lansată cu incubatorul de afaceri. Și atât chestiile astea care s-au testat acolo, am încercat să le dezvoltăm. Cea de lungă a fost cum ei, a fost ei, a fost întotdeauna promotori și au plecat foarte devreme și au avut unul din membrii noștri, nu știu dacă știți, a fost Matt Rutter, care e un american, care a fost, cred, cel mai bun trainer din Statele Unite, în Republica Moldova. Așa, următoarea pași. Da, eu am notat toate așteptările voastre, dar înainte de a prezenta proiectul, vreau să facem totuși să vedem ce se întâmplă la nivel de antreprenoriat în Cimșlie. Cu Vasilii, sunt povestit ce se întâmplă. Dar vreau să vă dau permiți domnul Raian, nu, Vasilii, da, să mă născut, domnul Baciu. Bună ziua, bună ziua. Mă bucur să vă avem astăzi aici. Domnul primar a fost cu noi în programul 8. Este prima mea grupă în 2008 și el i-a și spusea spre afacerea lor și va să este va spune să eu reprezint societatea cu răspundere limitată Căvașul Bacului. Practic, copiii mei s-au întors din Italia după 11 ani de activitate acolo. Eu mă ocupam cu Eritu, eu hotărât să, văzut că s-arunca mult producție și hotărât să deschid o afacere. Fac cașcavaluri prin tehnologie italiană. Cât li s-a reușit, sau mulți li s-a reușit, asta poate să spună, să expună numai ei. Eu muncă zi de zi asidu, care și muncă. Muncă. Multă răbdare, tal cum spune domnul. E părerile voastre trebuie să fie aici, dar noi fi plecat la piață. Piața da, era piața ecolocală, toată sâmbătă se face. Problemele, de multe ori, am avut o să le pădăm dar și o să pleacă, trece înapoi. Cred că asta e părerea la majoritatea tineretelor care s-au implicat în business în Moldova. Sunt o grămâță, ia știți, azi de sus vede numai deasupra, dar de sus sunt foarte multe obstacole care permanent îi împiedică, știți, îi demoralizează, dar eu mă stărui cu orice preț pe țină, ca să am două fete, una s-o ocupă cu asta, și eu tot prin programul dumneavoastră, femeia în afacere a câștigat un grant, s-a deschis afacerea ei, tot trăiește lângă tata, eu m-am stăruit copiii mei să-i atragă acasă. Cred că ar trebui să fac cu orice părinte, dar părinții de rău la noi în Moldova nu sunt condiții de cele de a avea un business normal, un business civilizat, un business care să aducă un plus valoare și o satisfacție. Asta e. Părerea de bine, au o producție foarte bună, părerea nu numai noastră, părerea la cei care au gustat vreodată cașcavalurile sălatului Baciului. Și foarte multe, știți, avem păreri foarte bune, anume la italieni, anume cei care cunosc la noi păreri rău, nu știu ce înseamnă cașcavalurile de valoare, dar italienii, cei care într-adevăr cunosc la bine lucrul respectiv, le-au dat un mercăul pe aici și acum foarte mult. Asta și-am putut să fac. Felicitări și într-adevăr, Dorina este și faceți foarte multe activități și participă în activități care, într-adevăr, promovează Sudul sau regiunea noastră, nu tot Sudul are cu regiunea promovare, anume regiunea noastră
are cu promovarea activităților. Și atunci, de asta, noi cumva, pentru că avem cimșlie și suntem aproape și este Iubiesc din Dăcceva, păi putem să legăm și Basarabeasca și Lelova, să legăm cu acest program și să invităm antreprenorii din aceste regiuni. Sigur, centru este Cimșlia, pentru că aici avem asociația care, cu care am aplicat, care când am aplicat în 2020. Noi am lucrat bine venit, într-adevăr sunt rezervațiile respective și asta știți, îi mai promovează și pentru că e mai un imbol, știi, pentru... Și inspirația, da, inspirația în continuă. Asta. Mulțumesc și este încă o persoană nouă să vă prezentați. Bine, Cipotan Veslav. Sunt reprezentă Sărăleg Dialux. Poftim? Reprezentă Sărăleg Dialux. Suntem... Ce produceți? Nu producem. Comercializăm. Mărfă de produs alimentare și uscați. Mulțumesc. Da, Vasile, da. Da, este un exercițiu, noi ce o să facem astăzi, să fie niște exerciții de dezvoltare antreprenoriatului local prin utilizarea instrumentelor, dar vreau un pic să-mi povestească Vasile. Vasile a fost persoana care noi am conectat un proiect când din 2020 și cu Asociația Obștească, când am scris proiectul, înainte de timpurile de COVID. Respectiv, Ambasada Statelor Unite crede în proiecte, în proiecte care sunt dezvoltate împreună cu administrația locală și cu societatea civilă. Pentru că societatea civilă este cea care adună oamenii, care face cu oamenii să deschidă, să vorbească despre lucruri deschise, dar administrația publică locală, ei au pârghiile de a contribui cu ceea ce pot. Deci, până ziua încă o dată, eu mă bucur să aud multe idei și gânduri că sine lucrează în domeniul antreprenorial. Eu lucrez în primăria Cimșlei în anul 2018 și practic de atunci s-au început mai mulți proiecte în domeniul dezvoltării economice. Cumva, din totdeauna am observat că se înțelege cât de important este mediul economic pentru o primărie, pentru baza impozabilă pe care o are. Nu totdeauna se găsesc resurse în deosebi umane și de timp ca să faci diferite activități, ca să nu știu, să reușești să fructifici toate oportunitățile. Spun anume umane și de timp, pentru că nu întotdeauna banii sunt necesari ca să faci ceva. O întâlnire de genul ăsta care organizezi, pui față în față niște oameni, poate să faci niște parteneriate, face mai mult decât să faci un drum la parcul industrial care mai încolo nu știi ce o să faci cu dânsul. Ce pot spun eu? În 2018, când am început lucrul la primărie, a fost exact când s-a început și programul primare pentru creștere economică, în care primăria Cimșlia a fost unul din parteneri. Și cumva am început niște instruiri să ne înveți cum să facem un plan de dezvoltare economică locală. A fost primul meu exercițiu, chiar dacă mai înainte am participat la să facem planuri, cineva nu o să mă lăsă să mint. Dar un exercițiu așa mai, dacă vorbim de primărie, vorbești mai aproape de oameni, îți întâlnești direct cu antreprenorii, cumva ești mai aproape de problemele care le au antreprenorii. Am făcut mai multe întâlniri, undeva vreo 3, dar după mine au fost puține. Cumva, acum când mă uit în urmă, cumva s-a putea de făcut mai des sau de făcut separat cu antreprenorii pe diferite sectoare. Din cauza lipsei de timp și, nu știu, experiență, nu am reușit să facem acest lucru. Acum, în fața dumneavoastră, vedeți cel mai bine, atunci mai mulți pauze, nu prea puteam eu să conduc o ședință. Și după acele ședințe, cumva am identificat niște acțiuni pe care trebuie să le facem. Multe acțiuni mari, sau să spun așa, niște proiecte care au început încă de mult, de fostul primar, spunem așa, ca Parcul Industrial, care practic, Parcul Industrial, piața agroalimentară, sunt niște proiecte care rămân de pe an pe an și trebuie cumva să le continuăm. Nu putem să ne debarasăm de ele pentru că au fost depus mult efort ca să se înceapă. Dar sunt și acțiuni mici care noi le-am identificat cu antreprenorii, cum ar fi, de exemplu, că nu sunt nu este forță de muncă la nivel local. Și cumva chiar a reușit, cel mai bine s-a mobilizat domeniul de prelucrarea lemnului, a reușit să spunem față în față mai mulți antreprenori și în parteneriat cu școala profesională, nu știu dacă mai funcționează, dar am reușit să inițiem procesul de înregistrare în un grup în sistem dual la lemnari și tâmplari. Corect? Vorbesc încă este sau deja s-a terminat? E anul 2, deci grupa aceasta și este ultimul an. Cred că, nu știu, pe anul, îl plămâim, că în anul viitor. Să introducem. Deci numai dacă apare
Deci agenții economici care să lucreze în proiect, legat de agenții economici care să accepte... Activitatea asta care am început-o, practic a fost fără bani, a ajutat foarte mult Ioan, am făcut și agenții separat cu antreprenorii, separat cu școala personală, i-am întâlnit față în față, am văzut care este procedura, am scris o cerere și cumva fără mulți bani am reușit să facem să schimbăm un sistem dual la școala profesională. Deci pe acest exemplu se poate făcut și în alte domenii, care lumea spune că nu este forță de muncă, cumva trebuie de făcut ceva că se poate schimba lucrurile. Practic în 2019 am reușit să aprobăm planul de dezvoltare economică locală, după care s-a început și programul Migrație și Dezvoltare Locală, în care primăria deja a devenit și ea partener, împreună cu Asociația de Băștinaș, care tot am pus startul cu Cristina și cu Anastasia. Inițial am lucrat doar în domeniul social, spunem așa, am reușit cu auto specială în domeniul migratorii deșeurilor. În a doilea an deja s-a intensificat și lucrul cu dezvoltarea economică locală. Am început să facem alte seturi de întâlniri cu antreprenorii și chiar nu pot spun că am făcut separat ceva de plan de dezvoltare economică locală făcut anterior, dar cumva când mai faci niște ședințe, mai apar niște idei noi, vezi ce mi-ai făcut bine anterior și cumva am făcut mai strâns și cumva mai cu puncte mai bine puse, mai trasate mai bine. Mi-am axat mai mult parcul industrial, a fost ales ca prioritate, pentru că până atunci am reușit să facem ceva acolo, deja era primul investitor venit și trebuia să continuăm cumva. Mai departe, dacă se vorbesc tot de parcul industrial, continuăm. Domnul primar a reușit, în parteneriat cu Consiliul Raional, deja să aduc și platforma industrială multifuncțională în parcul industrial. Deci, sperăm mai departe, depunem mai multe eforturi, ca dintr-un teren care era gol mulți ani la rând, să începem să facem, să atragem investitori. Poate reușim, avem planificat în această lună, nu știu dacă nu e COVID, să facem un forum investițional. Deci, cumva, începem activități ca să promovăm și să ne facem vizibili ca punct de atracție investițională. În afară de asta, ne străduim să comunicăm și cu incubatorul de afaceri, care este pe loc. Nu tot timpul ne reușește, anul acesta am reușit doar să facem o instruire cu școala profesională, pentru că știm că sunt tare multe surse financiare care mulți nu le știu. Școala profesională, chiar dacă e în capul orașului, parcă așa de parte de incubator, se întâlnesc foarte rar unii cu alții. Și dacă reușim să-i punem față în față, mai ales că aveam și un proiect de revitalizare urbană care ne-am asumat niște responsabilități față de ei și cumva când iese un proiect de ăsta, vrei, nu vrei, deja trebuie să faci activitatea. Și până la urmă s-a primit o grupă din undeva 15 studenți, nu ați mi-s parte, erați la lecție, am fost și am făcut ședința asta de... Deja cunoașteți directorul incubatorului, puteți să discutați și separat, dar nu ne limităm la acest lucru. Ce să facem mai departe? Ați vorbit despre industriile creative. La noi suntem un oraș creativ, eu socot. Avem atâtea festivaluri și activități interesante, avem meșteșugare, avem chiar și locuri frumoase. Cumva ele sunt separate, nu sunt pus cumva așa față în față unii cu alții ca să faci un concert de dezvoltare turistică, spunem așa, sau al industriilor creative. Am încercat în acest an să aplicăm cu Casa de Cultură, să o transformăm într-un centru de industrie creative. Din păcate nu am reușit, dar ideea deja este. Dacă vine alt apel, suntem pregătiți să sărim dimineața nu știu, poate reușim, pentru că este unul foarte important. Aici se activizează și centrul de tineri. Sigur să vă ajutăm, pentru că noi lucrăm foarte mult și nu lucrăm doar singuri. Noi lucrăm în parteneriat, pentru că acum fac și cercetare în circularitate sau în sustenabilitatea industriilor creative, numai în industria a doilea poluant în lume, după petrol, este industria de fashion, industria de textile, industria ușoară. Respectiv, noi lucrăm foarte mult și în sensul ăsta putem să vă ajutăm dacă găsim o modalitate cum să vă ajutăm, dacă ne vreți. Sigur că noi nu știm ce aici voi face la nivel local. Siguranță vă vrem. Ce am înțeles din toate proiectele care trebuie să fie? Trebuie să fie persoană care se ducă mai departe în ceea ce se începe. În cazul în care se începe, vă spun, s-a început cu tâmplare, erau un grup de antreprenori care au vrut această să se întâmple și au mers mai departe. Eu aici să spun, așa și la Casa de Cultură. Dacă cumva trebuie de găsită persoană care se vrea tare să facă lucrul ăsta, și cred că o să primească. Eu aici să spun întrazic, dacă nu este masa critică, și asta nu vorbesc din asta, de 3, 4, 5 persoane, masă... Omul face loc, să începe de la o persoană. 3, 4, 5 persoane care să fie persoană singură, separată, nu reușește să se altul inspire cu tine. Eu sunt de acord. Eu dacă vreau să fac ceva, nebun ca mine, nu mai găsesc, e ușor.
Vă spun că cam la toate ce încerc și dacă te-ai dar reușești să motivezi pe alții, asta e important. Păi, dar oamenii nu cumva să găsesc singură de prieteni. Dacă este o necesitate, nu ești singur de prieteni. Cam ar fi. Sunt mai mult. Bine. Cam asta este ce facem noi în domeniul dezvoltării economice. Vă spun că sunt foarte multe lucruri care vrem să facem, dar nu reușim. În deosebi activitățile mici, în care, vă spun, chiar asociațiile obștiești din domeniul antreprenorial ne-ar fi de un real suport. Chiar și eu aș fi interesat în asta, cumva, în afară de mai am timp liber, mă ocup cu mare drag. Ca deja din altă parte, în domeniul asociației obștiești. Mulțumesc, Vasile.